orașul Victoria, plecăm frazier acum. Ce bine că e umbră. Ce s-o pintește acolo? Acolo avea ancora. Băi, ce departe de mare. Da, uite, peștișor. Cu Victoria am fost și noi în croazieră de două ori până acum. În dimineața asta nu mai mergem la plajă, mergem să facem ceva cumpărături, că n-am prea cumpărat nimic pentru acasă. Din păcate, în două zile plecăm. Văd că aici mai e un grup de turiști, așteaptă. Cred că vor să plimbe cu submarinul. Sau așteaptă la alt vas de croazieră. Calapas. Ia uite, cartofi. Ceapă. Mini piață de dimineață. Ce ai spus? Rami, ai zis ceva? Mi se pare că vorbești ceva. Suntem prin bazar, acum văd că partea asta bazarului e mai animată decât cealaltă. Mie îmi plac tablourile astea. Aici am mâncat altieri, cred că, sub lachii. Majoritatea sunt închise la ora asta, mai ales că e și duminică.
cu fructe, miere simplă, condimente. Uite curelele de la magazinul ce s-a închis. €8 astea. Astea 9. De piele. Magneți la 1 euro. Ăștia 2. 2,50. Ce ore sunt ăștia? Și ce înțeapă? De ce îți poate venga? Cum vă arăți? Referitor la patiseria asta, am spus într-un vlog anterior, ne-a cumpărat într-o seară baclava și prăjitură de aici, ziceam că e cea mai bună din Limenas, din Tasos chiar, dar nu mai e, se pare că nu mai e aceeași paneteria, nu știu cum se numește acum, dar nu, chiar nu e ce trebuie, deci retrag recomandările. Paneteria am văzut că mai e doar în Panaghia. Cine știe de ce o schimba proprietarul?
ce frumos e căsuța asta, eu n-am văzut-o până acum. Și am trecut de zeci de ori pe aici, poate sute chiar. Aici, în urmă, cu vreo 4 ani era plajă până a venit o viitură de pe munte și a supărat tot. Văd că începe din nou să se facă plajă, se adune nisip aici. Suntem în portul de feriboturi. Ia uite că au închis aici. Au închis aici. S-a surpat ăla, uite. Digul. În foarte mulți ani veneam și stăteam seara aici. Ne uitam la feriboturi când veneau și plecau. Aveam cazare pe strada asta. Aici este Vila Popii. Pentru cei care sunt interesați. Compania Astor de la Timișoara are contract cu ei. Se pare că s-a surpat digul. Și nu mai este voi. Și știe ce, voi de ce urât e. Cred că a săpat apa de desul. Păcat că era un loc așa frumos aici. Marmură aruncată. Ți-ai spus, Romi? Da. Și ăsta cred că se surpă dacă nu fac nimic. Cred că a săpat apa de desubt, știi, și ne mai avem pe ce să se sprijine. Stau și așteaptă. Mi ziceau că nu știu ce coadă e la feribot. Am văzut pe forum Tasos. Nu se pare că nu. Ce curată e apa aici, da? Feribot. Cine știe cât e de adâncă? Am uitat să vă zic, mergem la magazinul Sotirelli să cumpărăm niște ulei de aveni de dimineață în partea asta. Sper să fie și deschis, că e duminică, cine știe cum lucrează la magazinul ăla.
Uite și armata. Asta cine mai e? Asta e ăla cu ciocanul și Dalta. La 5 litri 46 de euro. Tot felul de uleiuri de corp și creme pe bază de ulei de măsline. Aici alt sortiment. Un litru jumate, 23 de euro, 1,4.